Sunteți unul dintre cei mai cunoscuți hipnotiști și hipnotizatori. Care este exact termenul pentru această meserie, cu care puțin români sunt astăzi obișnuiți? Hai să-i spunem hipnotizator. Sau hipnotist. Răspund și. De ce o meserie nouă? Pentru că am ajuns să fac hipnoză după un faliment. Pentru mine este o meserie nouă. Și consider că asta va și rămâne pe tot parcursul vieții mele. Povestea asta prinde la români sau suntem reticenți? Am ieșit în urmă câțiva ani de zile să promovez hipnoza practic și nu la nivel de teorie. Ușor, ușor a început să prindă. Pentru că în acea perioadă, în urmă cu 7-8 ani de zile, am ieșit public. Iar după ce am ieșit public, în media am creat și spectacole cam prin fiecare mare oraș al țării, inclusiv la Londra, să le arăt oamenilor că lucrurile se întâmplă. La Londra, printre românii de acolo? Da. Și unde ați găsit mai mare deschidere? În orașele de la noi sau în diaspora? În orașele de la noi. Surprinzător, nu? Da, surprinzător, pentru că lucrurile doar așa s-au întâmplat, au fost să fie. Povestea asta pe care dumneavoastră o practicați și pe care o promovați, vindecă ce fel de problem? Depresia, anxietate, atacurile de panică, tot ce poate crea mintea noastră și care de fapt nu este real. Adicții, fobii. Și pentru cei care se gândesc că cu ajutorul dumneavoastră pot să afle anumite misterii ale vieții lor de altă dată? Ce înseamnă de altă dată? Adică, nu știu, multora dintre noi le place misticismul. Căutăm în stânga, în dreapta, vrem să aflăm tot felul de lucruri. Dacă e valabil? Dacă îl ajută în terapie, este ok. În rest, mintea noastră poate fabula atât de mult încât lucrurile să nu fie așa. Dar dacă, repet, îl ajută, în terapia prin hipnoză. Apropo de terapie, din experiență, pentru cineva care ar vrea să vină la dumneavoastră, cât de care are nevoie de terapie? De câte ședințe are nevoie, cam care e prețul? Pot fi 2 ședințe, pot fi 9 ședințe. Depinde foarte mult de mintea subconștientă, cât de bine asimilează sugestiile. Și depinde pentru ce situație vine să rezolve. Nu se poate da un număr concret al ședințelor. Repet, mi s-a întâmplat și după, chiar după o singură ședință să rezolve o anumită situație, mă refer la o adicție, dar lucruri sunt foarte rare. Trebuie să fie extrem de sugestibil, iar acea sugestie să și persistent de cursul anilor. Când spuneți trebuie să fie extrem de sugestibil, ca adică să, trebuie să colaboreze să poate rezolva, să o pună rezistent? Păi, din momentul de regulă, omul când vine la mine nu vine să o pună rezistență, știe la ce vine. Da? Cu toate că vine cu niște credințe care nu sunt reale. Cu siguranță oamenii m-au văzut la televizor făcând anumite lucruri, demonstrând, creând spectacole. În cabinet lucrurile stau complet diferit. Deci nu e ca la televizor. Nu e ca la televizor. Unde apare atunci, un semn de genul. Când eram la televizor și făceam așa ceva, da? Făceam strict hipnoză de scenă, atât și nimic mai mult. În terapia prin hipnoză lucrurile sunt mult mai serioase. Asta nu înseamnă că atunci când cream demonstrații sau spectacole nu au fost serioase, ba da, pentru că nu te poți juca cu mintea unui om și să-l lași cu anumite sechele. Dar, repet, în terapia prin hipnoză ești conștient tot timpul cât vei fi la mine în cabinet. Cât durează o ședință? Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute. Cât costă o ședință? Un minim de 600 de lei per ședință. Și cum poate omul, adică, nu știu, poate să vină la dumneavoastră să vă bată la cabinet și să-i zică, haideți să aflăm în primul rând ce diagnostic îmi dați? Că poate mi se pare mie că am nu știu ce. De regulă, oamenii când vin la mine la cabinet au mai fost la medici, psihologi, preoți, călugări și îmi spun, sunteți ultima șansă. Evident că eu zâmbesc, pentru că știu că se poate rezolva și este vorba doar de acea credință pe care o are la nivelul minții sale subconștientă, care este limitativă. Întotdeauna lucrurile se pot rezolva, doar să le conștientizezi, să-ți doresc să le rezolvi. Lucrurile sunt foarte simple. Care este rata de succes? Peste 80%. Și când dați greș, din cauza cărui fapt se întâmplă? Dar nu dau greș. Nu este să dau greș. Chiar dacă aveți doar 80% rată de succes? Da. Restul se pierde pe parcurs. Și de ce se pierd? Pentru că, nu știu, au plecat din țară, sau poate nu mai au fondurile necesare să continue terapia. Întotdeauna le spun, înainte de a ajunge la mine la cabinet, onorariul unei ședințe pe situația dumneavoastră este acesta.
Vreau să nu aveți așteptări că putem rezolva într-o ședință, două, dar nici evident să facem 20 de ședințe, sunt nicio formă. Trebuie să fii pregătit să-ți dorești să faci acest lucru. De ce? Pentru că terapia prin hipnoză nu este o terapie ieftină, nu doar în România, ci doar în lume, de fapt. Este terapia oamenilor bogați, să spunem așa.